Narcisa galbenă din Poiana Verde, repovestită de Cristian Constantin. În mijlocul pădurii dese se afla un luminiș, Poiana Verde. Odată cu venirea zilelor calde, Poiana Verde se umpluse de flori, pretutindeni flori, cât vezi cu ochii, numai narcise, care mai de care mai frumoase și mai parfumate. Toate animalele care treceau pe lângă ele se opreau să le admire. Florile însele erau foarte mândre și se lăudau una pe cealaltă, trăind în pace și înțelegere. Însă, prin covorul de narcise albe, și-a făcut apariția, într-una din zile, o floare galbenă. Era tot o narcisă, doar că petalele sale se deosebeau de ale celorlalte flori prin formă și culoare. Suntem cele mai frumoase flori și multă lume vine să ne privească. Cu toate acestea, floarea galbenă ne face de rușine, a spus o narcisă albă. Dar și eu sunt tot o narcisă ca și voi. Nu este vina mea că am o culoare diferită, a răspuns narcisa galbenă. Acest lucru nu prea ne interesează pe noi, că este sau că nu este vina ta, noi știm una și bună. Locul tău nu este printre noi. Tare mi-aș fi dorit ca tu să nu fi răsărit, se răsti la ea o altă floare. Sărmana narcisă galbenă și-a lăsat capul în jos și s-a gândit. Ce pot eu să fac singură între atâtea flori care nu mă vor lângă ele, nu vor nici măcar să vorbească puțin cu mine? În Poiana Verde zburau o mulțime de fluturi, care mai de care mai elegant și mai frumos colorat. Bună ziua, florilor! Le-a urat coada rândunicii. Bună ziua! A răspuns una dintre narcise. Ai venit să ne lauzi frumusețea? A adăugat o altă narcisă. Asta așa este, frumusețea și parfumul vostru ne atrag, dar floarea galbenă mi face pe mulți dintre frații noștri să nu vrea să vă viziteze, a răspuns un alt fluture. Vezi, ți-am spus noi că prezența ta nu ne face niciun bine, ar fi mai nimerit să te ia cineva de aici, a vorbit o narcisă albă. Într-o zi, un grup de oameni au venit să admire pajiștea. Se uitau cu toții la covorul acela minunat de flori, iar parfumul încântător al acestora i-a fermecat. În grup se afla și o fetiță care nu se mai sătura să privească narcisele. La un moment dat, floarea galbenă i-a atras atenția. Ești atât de frumoasă, a spus ea, apoi s-a îndreptat spre părinții săi. Tată, mamă, a rugat fetița. O putem lua acasă? Îmi pare cea mai frumoasă dintre toate florile de aici și pentru că vreau să o am mai mult timp, aș dori să nu o rupem, ci să o luăm cu tot cu rădăcină și să o plantăm în curtea casei noastre. La auzul vorbelor fetiței, mare l-a fost invidia celorlalte flori care spuseseră tot timpul despre sora lor că îi îndepărtează pe ceilalți și că le face de rușine. Părinții fetei au luat floarea galbenă de pe pajiște și au mutat-o în grădină, alături de trandafir de toate mărimile și culorile, de bujor, de violete, de petunii și de alte flori minunate. A fost primită cu toată dragostea de acestea și de atunci, an de an, Narcisa strălucește sub privirile copilei care i-a dat șansa de a se bucura de prieteni și de a trăi într-un loc în care este dorită și iubită. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!